plaid t-shirt. Yeah. Yeah. I still have that from 2017. It's beautiful. Yeah, they give you all these red and white beginning of spring. Primavera. Poppy Popescu este considerată în prezent un YouTube star. Canalul ei de YouTube, unul de călătorii, are peste 156.000 de abonați. Tânăra are 24 de ani și este din San Diego, California, având un tată român. Călătorește de peste 2 ani și jumătate și la vârsta ei a văzut aproape toată lumea. I think it's had a pretty crazy history that my dad lived through. And I think it's come a long way since then. And it's cool to see that transition and to hear about my dad's life growing up and where Romania is today. They've come a long way. Val Popescu, fost chitarist rock din România, astăzi rezident în California. Retrospectiv, un destin deosebit pornit încă din adolescență cu gândul peste ocean. Iar dacă atunci junele chitaristei copia pe americani, peste timp au ajuns ei să-l copieze pe specialistul în computere și telefonie celulară, ajuns inventator. Pionier cu grupul Cometele al genului rock în România, tânărul chitarist a fost alături de alți congeneri și în situația de a-și inventa instrumentele încă inexistente pe piața românească de la mijlocul anilor 60. Am căutat o vreme, dacă găsim cineva care vine din vest și aduce o chitară, dar nu n-am găsit pe nimeni. Dar aveam poze. Am văzut Fender în reviste, am văzut așa și atunci a zis, hai să ne facem chitarele noi, nu? Și partea de lemn n-a fost prea complicată, pentru că se întâmpla care să taie forma de Fender și să vopsească roșu. După aia un gât de chitară, aia se făceau normal, era o fabrică de chitară, de fapt, în București. Deci am luat un gât de chitară de acolo, adaptat puțin. Partea de electronică a fost ceva mai complicată, pentru că ne-am făcut dozele singuri. Două lucruri legate de meseria mea, care te face ca român să te simți mândru. Am fost la interviuri în Frankfurt, ne-am stat și n-am găsit nimic pe profilul meu, că erau calculatoare. După care am ajuns la un interviu în München, la o companie americană, National Semiconductor, care m-au intervievat o jumătate de zi și mi-au făcut oferte pe loc, care aproape așa ceva nu se întâmplă. Și mi-a spus managerul, care era american, că sunt al 30 sau nu știu cât înaintea mea au intervievat și n-au găsit pe nimeni cu bogăția de cunoștințe. Erau specializat într-o chestie, într-alta, dar cineva că le știe pe toate, încă n-au găsit. Deci, și erau și nemți care au intervievat și alții, nu numai nemți, dar și alții și americani. Și eu am fost ultimul dintr-un șir de-astea de 30 în plus și mi-a oferit pe loc jobul. Australia, Asia, America de Sud sau Bali sunt o parte din destinațiile unde Poppy a ajuns până acum. Am întrebat-o despre locul preferat vizitat. Probably Guatemala and Bali were like my top, just because they're very culturally different, but not even just that, just very inclusive, so they like want to show you their culture, and I found that these places really got you involved in it. So it wasn't just something you can look at, but you could actually participate and learn about what they believe, what they do, and they're just very inviting people. Those are probably my top two, but then I've been in Australia the last few years, so Australia just feels like home, so then I also like Australia. Poppy călătorește pentru că îi place să descopere locuri și culturi noi, datorită cărora își extinde propriul orizont de cunoaștere. În România, țara natală a tatălui ei a fost în anul 2017, perioada în care și-a lansat și canalul de YouTube. I actually came up with the name when I was in Romania, funny enough, with some friends who were Romanian. I don't know, I was traveling and felt like I needed to add something to my travels where it was more meaningful, so I wasn't just traveling to travel, but I was actually doing something with it. So I just started capturing videos and thought it would be a good way to keep my memories as well, and then turned into a way I could make money and then keep traveling.
În afară de călătorii, tânăra iubește muzica, pictura, apa, plaja și jocul cu focul. În țara natală, California, Poppy nu este cunoscută ca o româncă. Doar tatăl ei este din România, iar fratele a făcut parte din forțele speciale americane. I mean, it was hard on our family, if that's what you mean. Just because, yeah, he was in a place that was heavily hit. And he had, like, he was definitely in very dangerous situations. Like, I didn't know if I was going to see my brother again. So that was a very hard time for all of us. Chiar dacă nu se consideră româncă de fel, Poppy păstrează amintirile din România puternic în suflet. Well, I know you guys have, like, I still have it. Celebrate like Mărgurișor. Yeah. Yeah. I still have that from 2017. It's beautiful. Yeah, they give you all these red and white beginning of spring. Primăvara.